Un nou scandal de proporții cu polițiști în plină stradă. Un șofer a fost încătușat de agenți în Mehedinți după ce a refuzat să se legitimeze, motivând că nu are actele la el. De cealaltă parte, șoferul acuză că a fost pus să se dea din drum pentru a trece șeful polițiștilor. Bă, ce-am făcut? Mă, ce-am făcut? Mă, fii atent, jur pe asta dacă nu o fi de dat și la televizor. Mă, ce-am făcut? Bondoc, mecle! Ia mâinile pe capotă! Bă, mec! Bondoc! Dă-i mâna! Bondoc, băi, nici de aia, mecle! Dă-i mâna, ți-am spus, dă-i mâna! Mă, dar 5 polițiști? Așa se procedează! Deci așa se procedează cu 5 polițiști? Bărbatul imobilizat de polițiști este un șofer oprit în trafic în localitatea Baia de Aramă. A susținut că nu are niciun act la el și a fost recalcitrant cu agenții, așa că aceștia au fost nevoiți să-l ducă la secție. Rămâi aici, ți-am spus, coboară din mașină! De cealaltă parte, șoferul susține că a fost pus să se tragă de pe șosea din calea șefului polițiștilor. El a refuzat, fapt ce i-ar fi înfuriat pe agenți. Bărbatul a fost amendat, a rămas fără permis, dar și fără plăcuțele de înmatriculare. El susține că a fost rănit de cătușe și vrea să apeleze acum la un avocat.